Salutare și bine v-am găsit la mine pe canal, eu sunt Florin Chivu și ăsta este nivelul 2 din Crash Bandicoot 4, Insanity Peak. În acest videoclip o să vă arăt cum puteți găsi cele 86 de cutii, 80% din Umpa Fruits, Hidden Gemul și The Red Gem. Vom avea nevoie de aceasta pentru a debloca o secțiune secretă dintr-un viitor nivel, dacă nu mă înșel chiar din nivelul 4. Nu este un nivel dificil, singura parte mai grea este să găsim The Red Gem, dar vă voi explica exact ce trebuie să faceți. Până atunci urmăriți-mă cu atenție ca să fiți sigur că nu pierdeți nicio cutie. La acest checkpoint trebuie să avem 42 de cutii, iar în secțiunea următoare urmează să găsim The Red Gem dacă săriți exact în ordinea în care sar și eu. Începem de stânga jos și plecăm spre dreapta. Asigurați-vă că atingeți fiecare platformă și că platforma din mijloc va fi ultima pe care aterizați. Dacă faceți asta, vă va apărea The Red Gem. Asigurați-vă după aceea că spargeți și cutiile de pe platforme și putem avansa mai departe în nivel. Și am intrat și în partea de sfârșit a nivelului, unde suntem urmăriți de acest tâlhar. Nu uitați însă să luați The Hidden Gem, care urmează să fie chiar aici. Sper că v-am fost de ajutor, eu sunt Florin Chivu și vă mai aștept la mine pe canal și pentru nivelul 3.